Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Împreună cu mine sunt domnul consilier Silviu Roșioru și patru dintre cei care au afaceri în zona obeliscului din Parcul Crâng. Îi reprezintă să bănuiesc și pe ceilalți, că sunt aproape 10 afaceri acolo de familie în zona obeliscului. Și pentru că vorbea telespectatorul mai devreme despre un cort de evenimente și acel cort funcționează legal, plătește taxe, sunt toate normele respectate. Așa că dacă este o lege să fie pentru toată lumea respectată, nu înseamnă că îl dăm pe unul afară să intre altul, nu? Sigur, trebuie să fie loc pentru toată lumea. Cât e pădurea aceea de mare putea să ne facă unde considerat însul? Adică noi nu optam să nu mergem. Unde vrea, indiferent. Avem pe cineva la telefon deja. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitaților din studio. Sunt o simplă mămică a acestui oraș care vine cu copilul în Crâng zilnic. Am urmărit emisiunea noastră de la început. Am văzut că părerile sunt pro și contra în legătură cu comercianții de la obelisc. Eu nu zic că îmi place ceea ce văd acolo, dar nici nu doresc ca aceștia să nu mai funcționeze. Mi se pare normal ca domnul primar să țină cont de părerea noastră a mămicilor care venim zilnic în Parcul Crâng și nu a celor care vin o dată pe lună sau la două luni. Domnul primar ce încearcă? Să ne trimită cu copii să ne jucăm în acele parcuri renovate cu ghilimelele de rigoare prin cartiere, ne trimite cu ei tot printre betoane să stăm. Deci în care spuneți că e bine pentru copii să existe acolo zona obeliscului și jucării și mașinuțe? Plus, la mână sunt și cadru didactic și în perioada când în școli se desfășoară celebra săptămână școală altfel, noi venim cu copiii să-i distrăm în parc pentru că prețurile sunt accesibile. Comercianții foarte amabili cu acești copii, iar noi nu ne permitem să ducem în excursii sau în mall-uri, pentru că nu toți dispun de un buget ok, și atunci preferăm să venim cu ei în parcuri unde pot închiria o bicicletă, de unde își pot cumpăra o apă cu 2 lei, nu cu 5 lei cât este la restaurant, un suc la 4 lei. Domnul primar ar trebui să gândească că acest parc nu aparține primăriei, chiar dacă legal am înțeles că a intrat în custodia primăriei, acest parc este al nostru, al cetățenilor și nu va fi nici al dumnealui, nici al viitorilor primari. Va trebui să țină cont de părerea noastră a celor care ne ducem zilnic acolo. Deci nu considerați că este o nebunie sau o mizerie acolo? Consider că ar trebui să întâlnească cu acești comercianți și să găsească o soluție de modernizare a zonei. Eu nu cred că acești oameni nu ar fi dispuși să-și construiască căsuțe tip, să le mute în altă parte, dar nu mi se pare normal să interzici comerțul din zona obeliscului. Una la mână. În al doilea rând am văzut că acești comercianți au și angajat. Înseamnă că ei oferă și niște locuri de muncă pentru tinerii din acești oraș. Domnul primar se întreabă din ce vor trăi tinerii care abia așteaptă să vină primăvara și să ducă să muncească la acești oameni. Le oferă dumnealui alte locuri de muncă? Bun. E foarte ușor să închizi o afacere, dar e foarte greu să o pornești. Și dumnealui ar trebui să știe toate lucrurile acestea. Sunt un cetățean care l-a votat, care i-a încurajat toate demersurile de până acum, dar n-aș vrea să cred că în ultimul timp încearcă să pună în practică niște lucruri pe care le visează noaptea. Bun, e o decizie pe care spunea dânsul. Există o soluție. Da. Asta spun și invitații mei, dar spunea dânsul că sunt foarte multe reclamații. Deci nu vi se pare așa o mare problemă ce se întâmplă la obelisc? Reclamații pot să fac și eu în calitate de părinte, când merg prin parcul Crâng cu copilul și nu știu pe unde să mă mai feresc, de bicicletele de mii de euro cu care vin adolescenți în parc. Peste mine nu a dat o bicicletă cu 4 roți, a dat o bicicletă de câteva mii de euro. De ce domnul primar nu desfințează și acel loc unde să se strâng vara pensionarii și fac mai multă mizerie decât acești comercianți din zona obeliscului? Ați văzut că fac mizerie? În al doilea rând nu poți să treci prin acea zonă din cauza mirosului de urină.
Bine, n-aș vrea să jignim acum că nu generalizăm, sunt situații excepționale, nu cred că vreți să spuneți că pensionarii fac așa ceva. Obeliscului nu cred că o fac comercianții, cred că o facem toți noi cetățeni, care nu știm să ne comportăm civilizat. Da. Mulțumim. Ne place ce vedem în alte țări, dar la noi în țară nu suntem capabili să aplicăm. Să aplicăm, corect. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. E important fiecare punct de vedere, mai ales al dumneavoastră în calitate de cadru didactic. Așa se pare ce a spus doamna. Sigur, așa se întâmplă. Realitatea. Sunt, adică, nu numai din orașul al nostru. Vinea din la Brăila, vinea de la Galați. Autocare cu copii care veneau și case de copii defavorizate, care nu aveau bani. Vinea profesoara la noi. Noi, uite, suntem din partea școlii ajutătoare. Nu avem bani. Băgați-i, doamne, și dați-i de la capăt până la capăt. Dați-i deci au fost și astfel de situații, nu? Sigur, chiar la mine au fost și doamnele de la centru, topogan, carusel, trambuline și ce mai sunt pe acolo. Biciclete, mașinuțe au fost puse la dispoziție pentru că noi am rezistat copii pe acasă. Piață datorită și nouă, ca oameni. Că altfel, dacă nu știi să vorbești cu omul, nu știi să comunici, îl pierzi. Datorită și nouă. Am construit acel parc. Spunea doamna mai devreme că ar fi o idee bună să fie găsită o soluție, să negociați. Ați fi dispus să negociați. Așa am fost la domnul primar. Cu condiția asta, domnul primar. Deci ați fi mulțumit și dacă ați primit căsuțele mai în spate, undeva, doamne, pe alegeri. Să nu încurce. Se vorbea la un moment dat de mutarea în Parcul Tineretului. Cum mi se pare ideea? Nu ce facem noi acolo. Deja lumea dă faliment acolo. Sunt șase comercianți. Deci vreți să rămâneți în crâng. Sunt comercianți și în Parcul Tineretului. Și sunt și în crâng. Nu putem suprapune. Sigur. Aceeași comercianță. Ne-am băgat peste ei. Nu se poate. Noi rămânem aici în poziția noastră care suntem. Suntem de acord cu... Adică domnul primar, dacă ne zice, uitați-vă, faceți căsuțe tip. Indiferent orice ar zice, noi suntem de acord. Și cu o modernizare, nu? Cu modernizare. Am venit la dânsul la domnul primar cu ideea, domnul primar, noi vrem să facem o modernizare. Am înțeles, nu v-a plăcut. Poate unii oamenilor le-a plăcut, alții altora nu le-a plăcut. Haideți să facem o modernizare, să ne punem, cheltuim bani, facem niște căsuțe moderne. Am scos chiar, eu am fost la Viena cu copilul la doctor și am fost acolo în prater, în parcul de distracții și am văzut acolo fel de fel, am pozat, m-am dus cu imagini. Domn primar, să facem și noi ceva ca acolo, să fim și noi în rândul lumii, să... Chiar mă gândeam să accesez un fond european pentru un trenuleț din acela care primăria l-a închiriat pentru noaptea muzeilor. Adică să venim cu altceva, să vadă că... Și ce mi s-a răspuns? Ce răspuns ați primit? Că se mai gândește. Să mai gândești. Se mai gândește. Și a intrat la dumneavoastră seara trecută. Și a zis că... Noi am așteptat să ne ducem să pregătim un proiect. Da, că a luat decizia să vă desfințeze. Domnule Rotaru, voia să adăugați ceva? Da, este un sondaj online și în care cetățenii și-au exprimat dorința să rămânem acolo în proporție de peste 60% la ora actuală. Haideți să mai auzim și ce spun telespectatorii noștri. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamna Magda și domnului consilier și invitaților din platou. Sunt și eu tot o bunică cu nepoți. Deci, fara, nu ai unde să te duci decât pentru a distra un copil și a relaxa. Este foarte binevenit ceea ce este acolo în crâng pentru copii. Altă soluție, noi nu avem unde să ne ducem copiii. Vin în vacanță la bunici. Unde să-i duci? Orice oraș din România au un spațiu de relaxare a copiilor. Deci este un parc special pentru copii, pentru că este aer curat. Și vă place ce se întâmplă la Obelisk, da? Vreți să rămână la fel? Eu stau la casă și n-am unde să-i duc, decât printre blocuri, tot într-o aglomerație foarte mare. Deci acolo este binevenit așa ceva pentru copii. Deci domnul primar, aseară am vrut să intru în direct, dar nu am avut cum. Deci poziția dânsului nu este corectă față de noi buzoieni, și pentru bunici și pentru copiii noștri. Vă mulțumesc că ați intervenit. Deci, sunt de acord de a face orice, dar să-i lase pe acești comerciali să-și satisfacă, să-și facă afacerea care a pornit-o de ani de zile. Altceva în Buzău nu avem. O seară frumoasă, vă doresc sănătate. Am și multe mesaje de la telespectatori, o să încerc să le citesc pe toate și așteptăm în continuare în direct. Spune un telespectator așa, domnul primar ar trebui să ceară părerea cetățenilor
Nouă, care ne ducem zilnic în parc, nu a celor care vin odată la două luni, cred că a și intervenit în direct telespectatorul. Altcineva spune să dispară bicicletele și mașinuțele din Crâng, nu poți să te primi că dă bicicleta peste tine. Dar spunea o doamnă mai devreme că nu e vorba neapărat de bicicletele de la acele biciclete, nu? Cu două roți. Bicicleta noi, normală, de exemplu, care se plină pe privat de când noi, de exemplu, copii. La bicicletele care le aveam și le am, am fost de comun acord cu domnul primar că ne-a închis de fiecare dată când pica câte o sesizare, că dă peste vreunul. Era site-ul domnuleprimar.ro, acolo fiecare putea să-și pună o opinie. Și am convenit, ne-a dat un traseu oarecare care prin pădure se plimba lumea. Și deci e vorba de celelalte biciclete. Ale noastre, cele duble. Da, nu cele care nu sunt cele simple, acum cele simple. Pentru... Da. Au creat un traseu, au fost într-un final, domnul primar a fost îngăduitor, a creat un traseu pentru bicicletele duble. Domnul Suraș a atacat în instanța, atunci acea revocare, decizia domnului primar i-a dat voie și după aia, în urma sesizărilor, domnul primar i-a asistat, a acționat în instanță, instanța l-a găsit câștig de cauză pe domnul Suraș, nu s-a terminat este în apel. Procesul, este în apel. Da. Și... Încă ceva ce vreau să vă explic. Adică, cum zicea domnul primar, că acolo e ghilimele, țigăria. Dom'le, dacă noi avem deja agrement, băiatul ăsta are mașini care să plimbă copii. Deci fiecare avem. Eu am și mașini și biciclete. De ce mai duce altă firmă? Asta e ideea. Noi, chioșcurile care s-au luat, nu s-au luat pe șpăgi, nu s-au luat pe intervenții, nu s-au luat pe nimic. Era o comisie formată din Consiliul Legal. Spunea că o să dispară tot de acolo, adică nu că vin alții în locul dumneavoastră. Doamnă, de acolo dumneavoastră. De moment. Dânsul se poate răzgândi peste două ori. Nu, dar ar trebui să se țină. E o supoziție. Doamnă, nu mă împic. Vă rog, dar poate rămâneți dumneavoastră acolo, că bănuiesc asta vă doriți. Sigur, nu mă împic ca să... Să, adică să știe. Se va licita. Se va licita, corect. Se va face o licitație publică, funcție. Cum a fost, în funcție de fiecare ce domeniu de activitate are. Adică, domnul primar, dacă ar vrea să ne lasă, îi lăsa pe cei care au contracte valabile. Nu cei pe acord de teren intrați pe... Bun, da, pentru că ne apropiem și de final, o să mai prelungim un pic, dar nu foarte mult. Sunt foarte multe mesaje și mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Aș vrea și eu să-mi exprim nu neapărat doar opinia, poate chiar o analiză, o concluzie, dacă vreți, a lucrurilor pe care domnul primar le afirmă. Bine, vorbim astăzi doar despre comercianții din Parcul Crâng, din zona Obeliscului, da? Vă rog. Domnul a spus, primar a spus că bugetul primăriei, mai mult de jumătate chiar, nu mai știu exact procentul, se datorează firmelor din orașul Buzău. Asta însemna că și firmelor din Parcul Crâng, nu? Ce mă frapează pe mine este faptul că, deși afirmă lucrurile acestea, continuă să închidă. Ca să mă rezum doar la firmele din Parcul Crâng. Au mai fost și altele. Bun, vă place ce se întâmplă la Obelisc sau ce s-a întâmplat până acum? V-ați dori ca oamenii să-și desfășoare activitatea în continuare acolo? Normal. Asta era întrebarea, da? Da, da. Bun, deci sunteți mulțumite și ați vrea să rămână la fel. Da, pentru nu este, nu este o problemă... Există probabil diferite păreri în legătură cu aspectul sau, dar ca să închizi foarte multe locuri de muncă iar promise înainte la începutul mandatului că se vor crea locuri de muncă pentru tineri și apoi să încep să le închizi locurile astea de muncă pentru tineri, nu este deloc ok. Bun, vă mulțumesc că ați intervenit să ne spuneți părerea. A fost ultimul telefon, sunt foarte multe mesaje, încerc să vi le citesc. Sigur. Și apoi ajungem la o concluzie împreună și cu domnul Roșioru, care astăzi n-a vorbit prea mult, dar am important e ca ei să știe exact cum să facă, dacă vă poate ajuta. Sigur că da. Bună seara, spune cineva, sunt și eu un comerciant din Parcul Crâng și din motive de sănătate nu am putut participa la emisiune, dar sunt alături de colegi și îi susțin pentru că de acolo ne câștigăm existența. Sigur. Spune telespectatorul, afacerist și dânsul în Parcul Crâng. Altcineva spune, sunt de acord să rămână acolo, avem nevoie pentru copiii și nepoții noștri. S-
Sunt telespectatori care intervin la toate emisiunile. N-am făcut nimic altceva decât să le așteptăm mesajele. Altcineva spune: toată pădurea în jurul obeliscului este distrusă. Toți își fac nevoile în pădure, inclusiv cei care au acolo afaceri, cei care joacă șah, cu toate că lor le-a fost adusă o toaletă din plastic. Cum comentați? Sunteți de acord? Doamnă, am solicitat acum vreo 2 ani. Cred că știi? 4 ani în urmă, am solicitat primăriei ca să ne aducă ceva. Să aducă niște toalete publice ecologice acolo. Contracost, adică contracost care să pe cheltuiala noastră. Cât timp stați acolo? De dimineață până seara? Domnul, de dimineață până seara. Și așteptăm și de vreme, 2-3 ore, sigur. Că nu se țină, nu adică este o căi luni, căi marți, lumea le găsea acolo. Indiferent deci, de ce oră. Și n-ați primit niciun răspuns de 4 ani, spuneați că s-a solicitat un noi am solicitat, adică să-i plătim noi, domnule, pe cheltuiala noastră, ne facem și noi, că nu avem unde merge noi. Nu s-a luat cont de că există un punct de lucru sanitar, o toaletă publică la intrarea în parc și... Altele spectator spune, sunt foarte bune căsuțele acelea unde se fac magazinele mici, dar să fie și altceva, ceva nou, spune telespectatorul. Ne-a dat posibilitatea să facem altceva nou? Sigur. Da, nu suntem de acord. Birme de la Argeș, cu o piscină gonflabilă, cu pictură pe nisip, dar ne-a întrebat și pe noi, mă băieți, mai veniți și voi cu ceva nou, mai faceți și voi ceva nou. Da, acum ați fi dispuși să veniți cu bineînțeles, ceva nou. Bineînțeles, întotdeauna am fost dispuși. Doamnă, nu cred că se găsește brunii ca noi, că noi, adică ne-am cheltuit banii. I-am băgat acolo în afacerile noastre. Sigur. Care nu cred și că... nu cred că are cineva în alte zone ale țării ce avem noi acolo. Altcineva spune, într-un parc trebuie să găsești chioșcuri cu apă, dulciuri, înghețată și tot sigur felul de mașinuțe și jucării, pentru că acești copii sunt crescuți în betoane și abia așteaptă să iasă așa în e parc. Așa e. Tablete cu telefoane, da, ținuți deci dimineața până seara în fața calculatorului. Și toată lumea care intră, oamenii ăștia chiar vorbesc pe bune. Deci așa e. Altcineva spune, vă rog, transmiteți-i domnului primar prin intermediul dumneavoastră să lase comercianții să ofere servicii pentru copiii noștri. Mulțumim. Să vină cu plăcere mulțumim în crâng pentru relaxare. Așa e. Crângul este destul de mare și ar trebui să le facă loc pe aleile lăturalnice. Da. Nepoții mei sunt încântați când merg să se dea cu mașinuța și în tobogan. Sunt o mămică din acest oraș care dorește ca în parc să rămână în continuare comercianții cu mașinuțe, tobogane și sucuri. Altcineva spune, ați văzut vreodată vreo bicicletă răsturnată în crâng? Eu da, păcat că nu am filmat. Ar trebui să le facă traseu, însă nu pe aleea principală. La care bicicletă se referă? Tot telespectatorul spune, parcul e mare, nu doar zona obelisc, domnii vor doar la obelisc, ceea ce a spus că nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci ați fi dispus să vă mutați. Indiferent unde ne găsește la o zonă accesibilă. Sigur, să poată să ne ducem în spatele pădurii, la intrare la Kaufland, să așteptăm acolo pe cine? Da, unde consideră domn primar, dar să fie tot în parcul Crâng. Da, de unde va lua primăria banii pe care nu îi vor mai da acești oameni? Așa s-a întâmplat și cu bazarul, spune altcineva. De asemenea, telespectatorul spune să ne spună domnul Roșioru dacă știe ce pierdere are primăria la bugetul local prin izgonirea comercianților din bazar și desființarea firmelor de maxi-taxi care aduceau bani mulți la buget. Da, este vorba de 2 miliarde pe lună. Vorbim aici de comercianții din zona bazar. De fapt, ei au fost evacuați de anul trecut. Gândiți-vă că în fiecare lună putea să vină la bugetul local 2 miliarde. Iată că am pierdut în jur de, până acum, în jur de 20 de miliarde, adică 500 de mii de euro. Dumneavoastră spuneați că plătiți în fiecare an, scuze, domnule Roșioru, dar da, 200 de milioane de lei vechi. Puteți să mă verificați, sigur. Fiecare în parte, nu? Uitați-vă, da, de exemplu... Fiecare am... cu activitatea... Da. Fiecare cu activitatea lui. Doamna, și de metrajul care îl are. Sigur. Nu sunt pregătit. Nu, ați venit cu certificatele, le-am văzut. Da. Dar nu sunt nici pregătit ca să vă... Haideți să mai citim mesaje ca să adică aflăm cât mai vedeți... multe păreri, da? Da. Noi, părinții, spune altcineva, nu suntem de acord cu desființarea unităților comerciale. Ar trebui să faceți ceva acolo, nu să distrugeți, spune telespectatorul, referindu-se probabil la primărie. Să terminăm cu țigănia de la obelisc, spune altcineva. Dacă vreți distracții de acest gen, mutați-le în Drăgaică. Și... bicicleta în două roți nu se răstoarnă, spune un alt telespectator.
Trebuie făcută o selecție foarte atentă a serviciilor oferite de acești comercianți, mai spune cineva. Și cum a stricat locul de joacă de lângă Consiliul Județean, ar putea lăsa Crângul în pace, spune altcineva. Deci în majoritate oamenii vă vor acolo. Sigur, deci toată lumea ne acceptă. Deci toată lumea, că dacă nu ne-ar accepta oamenii, plecam noi singuri, că nu mai venea nimeni la noi. Că era la vânzare, nu? Păi și datorită investițiilor care le-am făcut. Adică noi, de exemplu, am băgat foarte mulți bani în bicicletele alea care se plimbă lumea, alea cu 4 locuri, 6 locuri. E 3.000 de euro bicicletă din aia. Doamne, credeți că... Alea se găsesc numai în Italia, sunt fabricate numai în Italia. Sigur. Italienii sunt cei mai pe primul loc cu domeniul bicicletelor. Și ne-a oprit domnul primar fiecare dată când a vrut el. Și... În concluzie, spuneți-mi, sunteți, bănuiesc că nu vreți un conflict cu nimeni, dar sunteți dispus să negociați, să găsiți să o soluție. Cu domnul primar, am fost la dânsul, ne-a ascultat, dar nu a vrut să ne dea niciun verdict. Domnule, haideți să discutăm, haideți să facem o comisie, veniți cu propuneri și voi, analizăm, să facem. Eu sunt de acord cu toate proiectele care le-a făcut domnul primar, dar le-a făcut prea dintr-o dată pe toate odată. Putea să le facă pe rând. Acum aș vrea să-mi spuneți fiecare în parte cât de importantă este afacerea, cât de important e venitul din afacerea aceasta pentru existența pe care o aveți, dumneavoastră și familia dumneavoastră. Domnule Rotaru. Da, cred că toți dintre noi din asta de acolo trăim. Și de acolo trăim, efectiv. De acolo ne ducem și mai mult de atât plătim chirie în o... Dumneavoastră? Mai aveți alte surse de venit, alte afaceri? Eu am și un par de distracții mobil care umblu în fiecare județ al țării, cum e gen Drăgaica la noi, și până vine acel târg este... Dar vreți să le oferiți și buzoienilor posibilitatea vrem de a veni? Vrem și buzoienilor să oferim acea posibilitate. Am 5-6 angajați care pe toți acum i-am băgat în fără plată. Deci 5-6 angajați care erau cu carte de muncă, puteți verifica toate datoriile plătite. Da, domnule Suraj. Sigur, și la noi la fel, din afacerea asta trăim. Mai avem închiriat pe Drăgaică și vă arăt factura care dau 8 milioane jumate și pe perioada Drăgaicii domnul primar nu ne lasă pe Drăgaică. El a avut o dispusă cu domnul primar mai veche. Să dai 8 milioane jumate chirie pe toată perioada, conform contractului, adică acel contract care l-avem și în parc, și în Drăgaică, noi ni l-am respectat. Pe perioada Drăgăicii nu putem intra. Cerem domnului primar sprijinul pentru a ne ajuta să țină și cu buzoienii. Sigur. Vin alții din alte județe, cum s-a întâmplat. El comercializează Chiurtoș-Colac, a fost o dispută pe centru acum. El avea Chiurtoș-Colac, era în Buzău, era al casei, plătea datoriile. Mie mi-a spus la primăria din Urgeni, domnul primar din Urgeni, m-am dus cu jucările sparse la zile orașului și mi-a zis așa, poftim, ia loc, cu ce te pot ajuta? Domn primar, sunt un comerciant, dețin o firmă, vreau să avem deja de-ai noștri. Să așa. Și mi-a spus, domnule, eu te-aș primi cu dragă inimă, dar am și eu încă 10 comercianți care au și încă 10 copii și au încă 10 familii care trăiesc dintre asta. Îi dau pe aia afară să te primesc pe dumneata. De spune să țină cu buzoienii. Dumneavoastră, domnule Starla. În afară de chioșcul care l-aveam în Crâng, mai am și eu un chioșc în Drăgaică. Și pe Tribul Drăgaici și târgul care se ține în fiecare Tancioc. Sunt afaceri foarte importante. Fiecare duminică. Și pentru dumneavoastră, dar vedeți că și buzoienii vor să vină acolo și datorită prețurilor mici. Domnul, sigur. Și noi facem așa fel ca să mulțumim clienții în primul rând. Și pe mă ne gândim la profit ce ne rămâne să plătim către primărie. Avem contracte cu Urbisul, contracte cu firme de pază și nu mai putem ne respecta contractele că dânsul nu mai vrea să ne lasă. Am pus camere de luat vedere în tot parcul, avem tot ce trebuie. Da, camere de luat vedere. Noi avem fiecare la chioșcului. Când am fost lărie, acolo am fost dați la televizor, au venit poliția, a vizionat imaginile, am tras internet acolo, am tras apă curentă. Sigur, n-am modernizat chioșcurile. Alături de dumneavoastră mai sunt și alți comercianți, așa cum spunea și domnul mai devreme, că n-a putut participa, cred că mai sunt 6, nu? 6, da. Mai sunt, am fost 6-7, mă scuzați că vă deranjează, da? Am fost 6-7, iar între timp au mai venit și alți comercianți care eu cred că asta a fost... Nu, mă refer la cei care au de ani de zile acolo afaceri. Eu sunt din 2010 acolo. Da, sunt tot felul, cu vată pe băs, cu... Și mai e o doamnă care n-a putut să vină de 25 de ani. În vârstă, care a fost cu noi în audiență la domnul primar. Are probleme de sănătate și tot așa n-a putut să ajungă.
Da, deci ar fi probleme foarte mari dacă s-ar desfința. Noi credem că domnul primar e un om înțelegător și poate prin realizarea emisiunii dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați primit, sigur, la dumneavoastră aici. Trebuie și mulțumim și buzoienilor că ne acceptă. Din ambele părți, că așa e bine. Poate domnul primar pe viitor ne va cere și nouă niște sfaturi și îl putem ajuta în domeniile astea. Că și noi suntem comercianți ca și am mers și noi în alte orașe ale țării și am văzut cum și se procedează experiență în domeniu și avem experiență în domeniu. Bine, eu cred că ar trebui să conteze foarte mult și ceea ce doresc buzoienii, că i-am ascultat. Ați văzut deja că buzoienii ne acceptă. Ar duce lipsa. Nu toți au posibilitatea locuri să ducă la mare, să se dea într-un tobogan sau într-o trambulină sau să meargă cu o bicicletă care le poate găsi la noi în parc. Corect. Domnule Roșioru, spuneți-mi ce ați putea face dumneavoastră pentru invitații mei, dar și pentru ceilalți oameni care au afaceri acolo în zona obeliscului. Care e soluția? În primul rând, vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitația care mi-ați acordat-o și mie și acestor domni. Este clar, cel mai bun, vorbitor care și cea mai bună soluție a dat-o acea doamnă care a intervenit, cadrul didactic, în care, în esență, a și concluzionat. Sunt în orașul nostru, în municipiul nostru, sunt anumite categorii sociale care nu pot să-și iau o bicicletă scumpă, nu pot să-și iau o mașinuță. În parcul Crâng sunt cetățeni care vin cu bicicletele și se dau pe unde apucă și cum apucă și cu ce viteză vrea. Sunt copii de bani gata care vin cu mașinuțe și se plimbă ore în șir. Nu numai activitățile acestor domni deranjează, dacă ar fi să deranjeze. Propunerea mea clară și evidentă este că e ca aceste activități să se facă în zone bine amenajate, pe un proiect făcut de executivul primăriei, la care să se aducă la cunoștință că trebuie să se upgradeze acestor noi proiecte făcute de specialiști, că, v-am spus, în toate parcurile din lume există astfel de activități. Și cred eu că atunci ei se adaptează, investesc și își pot desfășura activitatea fără să deranjeze cetățenii. Acolo, parcul, exact cum au spus și telespectatorii, nu este nici al Consiliului Local, nu este nici al primăriei. Face parte din patrimoniu și aparține cetățenilor din municipiul Buzău. Și nu cred eu că ar trebui să desființăm o activitate așa numai pentru a face pe placul unora sau altora. Există cetățeni care poate nu știu ce înseamnă să ai un nepot, ce înseamnă să aibă un copil și poate se simt deranjați de anumite lucruri. Trebuie să-i ascultăm și pe unii și pe alții. Cred eu că domnul primar s-a pripit, cum am mai făcut-o și în alte cazuri. Menirea mea ca și consilier este să-i aduc la cunoștință și să-i spun că unele lucruri nu le face gândite și cred eu că trebuie să analizeze foarte bine ca mersul și administrarea acestui municipiu să se facă în folosul tuturor. Pierdem aici și vedem că pierdem sume de bani. Bine, primăria nu este o activitate comercială, dar noi trebuie să înțelegem că bugetul ăsta este alcătuit și din alte venituri. Da, din și alte cum spuneau venituri. Și domnii, vă întrerup, domnule Roșioru, că am depășit un pic timpul emisiunii, dar cum spuneau și domnii, sunt oameni care își pierd locurile de muncă, spuneați că ați dat deja fără plată, nu fără plată. Angajați. De unde să le plătim? În concluzie, dacă aveți un mesaj pentru domnul primar care e hotărât să vă desființeze, poate dacă va asculta dânsul și ceea ce au spus telespectatorii, se răzgândește, dumneavoastră ce ați vrea să îi transmiteți? În primul rând, ce a spus și domnul Roșioru, domnul consilier Roșioru, să se mai gândească, să ne cheme la o discuție care putem reamenaja, să facem ceva frumos, să ne adaptăm și noi la. Deci sunteți deschiși la orice colaborare, numai că adică, indiferent nu vă să vă închidă afacerile. Decât să ne falimenteze, acceptăm orice vrea dânsul.
Bun. Adică nu suntem împotrivă niciunul. Eu mă bucur că ați venit astăzi să vă spuneți punctul de vedere. Mulțumim. Repet, mai sunt alți comercianți care n-au reușit să vină, dar sunt în aceea situație, tot din zona aceea. Sigur, vom și vom urmări subiectul, vedem ce se întâmplă. Eu vă doresc succes. Mulțumim. Să auzim de bine. Mulțumim. Și telespectatorilor care au intrat în direct. Le mulțumim. La și toți buzoienii care ne acceptă așa sperăm, cum suntem. Sperăm la o schimbare. În bine să fie, da. Mulțumim. Le mulțumesc și eu celor care ne-au urmărit și celor care au intervenit în direct sau prin mesaj. Au rămas câteva mesaje necitite, dar o să le citesc după. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnalul Campus TV în câteva minute. O seară bună, la revedere!